Astăzi sunt diverse tipuri de universități prin prisma celor trei misiuni: predare, predare, cercetare și relația cu societatea. La UBB, modelul nostru este acesta. Toate cele trei misiuni sunt foarte importante. Adică și predarea, și cercetarea, și relația cu societatea. Dar nu sunt puse pur și simplu așa la pachet și fiecare face ce vrea. Elementul fundamental într-o universitate de tip research intensive sau work class trebuie să fie componenta de generare de cunoaștere prin cercetare. Suntem astăzi împreună aici pentru a da startul într-un nou an universitar. De fiecare dată, la început de octombrie, trecem într-o nouă călătorie. O călătorie academică prin care devenim mai buni, acumulăm mai multe experiențe și suntem mai aproape de ceea ce însemnăm noi ca facultate, ca școală și ca universitate. I think what is most important is that in these incredibly challenging times, as we think to the international challenges that we face together, that we will not do it alone, that we will do it with all of you. Și lucrul cel mai important este faptul că astăzi ne confruntăm cu adevărate provocări la nivel internațional. Și de aceea este important ca fiecare să nu-și facă studiile și să nu își urmeze propria cale de unul singur, ci să facem cu toți împreună. Because no matter what you study, whether it's foreign languages or economics or another topic, it is the relationships you build here with each other, with the business leaders, with your faculty, and the difference you will make tomorrow. Pentru că, indiferent care ar fi profilul dumneavoastră, fie limbi străine sau economie, ce contează cel mai mult sunt relațiile pe care le veți stabili cu profesorii dumneavoastră, între dumneavoastră, cu mediul profesionist, cu liderii de business. Și știu că o să auziți pe multă lume care vă spune, și eu spun același lucru, că niciodată nu au fost atât de multe oportunități, atât de multe deschideri, atât de multe lucruri pe care să le poți face ca student, cum sunt astăzi, după cum știm că ele vin la pachet cu foarte multă nesiguranță, cu confuzie, nu știi ceea ce trebuie să faci, nu știi cu claritate ce vrei, nu știi unde o să te ducă viața, nu știi ce competențe vor fi necesare peste un număr de ani. E normal să nu știm. Trecem prin viață fără să știm foarte multe lucruri. Nu fi stresați sau îngrijorați din acest punct de vedere, pentru că eu cred foarte mult că pentru fiecare vin anumite momente în care gradual începe să înțelegem mai bine ceea ce vrem. Aș vrea să vă spun că sunteți la cea mai extraordinară universitate din România și pe lângă asta și la unul dintre, dacă nu cel mai extraordinar oraș din România. Deci sunteți oarecum privilegiați. Vreau să vă felicit pentru că ați ales această facultate. Este un domeniu fără de care societatea nu funcționează. Societatea nu funcționează fără specialiști în economie, fără economiști. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră în viitor veți avea un impact direct asupra viitorului afacerilor din România. Fie că veți activa în sectorul privat sau veți activa în sectorul de stat. Lucrând inclusiv la ANAF veți avea un impact direct, cu siguranță.